Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro, la un nou interviu, au o nouă veste pentru ecosistemul de startup-uri de România. Avem astăzi alături de noi pe deja un invitat tradițional acestor interviu, Bogdan Iordache, How Startup Spotlight, Launch.ro. Bine ai venit, Bogdan! Astăzi discutăm despre Spotlight și spun doar Spotlight pentru că vei explica tu de ce. Bine te-am găsit, Vlad, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, lansăm ediția 2021 a Spotlight, similar cu ceea ce am făcut anul trecut, dar un pic diferit. Pentru cei care nu știu, Spotlight era competiția din cadrul conferinței How to Web. Anul trecut, datorită pandemiei, am decis să schimbăm această competiție, am transformat-o într-un program de două luni, în locul unuia de două zile, care se încheie de asemenea cu o competiție, în urma căruia câștigătorul de anul trecut, Cardlup, a primit 225.000 de euro ca și premiu investiție. Similar cu anul trecut, nici anul ăsta nu o să facem conferința How to Web, nu ne-am dorit să o facem într-un format virtual. Foarte probabil însă o vom face anul viitor fully fledged într-un format fizic. Cam, cam, asta ar fi, cam asta ar fi de menționat da. acum. Deci, anul acesta avem Spotlight, pentru ca, ca oamenii să, să, țină minte, s-a scos acea componentă de Startup Spotlight din, din nume. Deci ați decis să o simplificați cel puțin la nume și dacă are și un, un sens în spate, în modul în care funcționează, dacă ați adus schimbări uh, competiției și programului. Am adus uh, schimbări, uh, în primul rând, programului, dar nu uh, competiției. Punctual, uh, legat de întrebarea ta. Uh, am simplificat spotlight pentru că uh, it was just a mouthful, erau prea multe cuvinte. How to web startup spotlight deja suna o frază și era un pic dificil să o să o continui. Um, și oricum noi intern o cam menționam ca fiind uh, spotlight, uh, așa că am simplificat chestia asta și am spus uh, uh, într-un singur cuvânt. Uh, ca deosebire față de anul uh, trecut am, uh, ediția de anul trecut a fost prima pe care am făcut-o într-un într format uh, online și asta ne-a permis să ne conectăm cu foarte multe companii promițătoare. Uh, și a fost o experiență foarte interesantă și cumva am identificat două tipuri de nevoi. Uh, una care e legată de companii care sunt mai la început de drum și sunt uh, uh, știu, am mai multă nevoie de handholding, de îndrumare, de discuții, mentor pe o perioadă de timp mai lungă și așa a apărut de Și în același timp am văzut că există o serie de companii cu potențial de creștere, nu doar din România, ci și din țările din prejur Uh, și ne-am gândit că Spotlight este locul perfect pentru a le de servi în principiu pe, pe aceste companii early stage, cu potențial de, de high growth. Uh, și atunci, uh, ce am, am făcut, e că am schimbat un pic distribuția de mentori între lunch și, și Spotlight. Uh, și, de asemenea, la Spotlight am adus un număr care cred că este record de, de investitori uh, disponibili. Uh, avem peste 50 de. Grupuri de investiție și fonduri de investiție care uh, sunt uh, disponibile pentru întâlniri one-to-one -one cu startup-urile care trec prin, prin Spotlight, uh, toate aliniate la zona asta de early stage, uh, high growth. Uh, mă refer aici la investitori uh, din România, din Europa de Est, uh, dar și din Europa de Vest și, și US, uh, inclusiv. Mari fonduri de investiție sau mari branduri ale industriei de investiții, cum ar fi uh, Sequoia, Y Combinator, Excel, uh, Atomico uh, și mulți alții. Cred că dacă e să uh, menționăm de uh, schimbări aduse de, de ultimul an și jumătate, mi se pare că, uh, cel puțin, în nivelul acesta de conectare al startup-urilor, partea aceasta în care am trecut în zona virtuală, a avut de câștigat ecosistemul în, 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 acest context, pentru că era mult mai greu să aduci oameni de la Y Combinator și Axel până la București, costurile au mari și poate pe vremuri părea așa puțin să le dai, nu știu, un videocall unui, unui startup. Acum pare normal Așa este și problema nu era doar dacă puteam să-i aducem Cred că puteam să-i aducem Problema era să-i aducem pe toți în aceleași două zile da. uh, Și să se întâmple pentru toți ceva meaningful Adică în alea două zile să întâlnească companiile potrivite Și să se întâmple exact ce, ce trebuie um, Anul trecut știu că în urma competiției Menționai de faptul că a fost câștigată de CarTube Au fost 225.000 de euro premiul investiție. Cum, cum arată pool de premii um, anul acesta? Um, nu, nu anunțăm încă premiul. Uh, putem să confirmăm că va fi peste 200.000 de euro și anul ăsta uh, și ne așteptăm cu siguranță să fie mai mare decât cel de anul trecut. Um, apropo de, de faptul că e o competiție și e un program de două luni. Cum, cum arată pentru, pentru startup-urile care sunt acceptate? Știu că anul trecut a fost un număr destul de mare. Nu mai țin minte exact, pentru că e ceva peste 40, dacă nu mă care au fost acceptate. 40. 40. 40. Cum arată în sine programul? E ceva fix gândit de voi sau luați fiecare startup și uh, vă uitați pe nevoile lor? Uh, felul în care se întâmplă programul e de felul următor. Există o, Serie de, să zicem, activități care sunt preprogramate, în principiu cu uh, unii dintre cei care sunt very high level, în agenda cărora trebuie să fii cu foarte mult timp înainte, că altfel nu funcționează. Uh, și apoi o, o listă foarte, foarte lungă de activități care sunt. Uh, programate în funcție de nevoile companiilor, în funcție de nevoile startup-urilor uh, care intră în program. Uh, și uh, ce se întâmplă este că facem un check-up call la început. Uh, ok, unde sunteți, cam ce planuri aveți, cam cu cine va fi bine să vă întâlniți și de acolo facem această verificare uh, și, și matchmaking going forward. Anul trecut am avut peste o mie de întâlniri individuale, nu, nu mai știm numărul exact în mod evident, e uh, oricum irrelevant, dar oricum, uh, ce, un pic peste o mie. Uh, anul ăsta probabil că vom avea chiar ceva mai multe. Uh, și valoarea programului sta atât în feedback-ul ăsta pe care îl primești și în conectarea cu niște oameni care sunt top, names în, în industrie, dar și în faptul că uh, ai o schemă de întâlniri care este 100% custom pe, pe nevoile tale. Uh, și aș vrea să mai adaug încă o chestie. La Spotlight avem această uh, mantră că activitățile nu sunt obligatorii. Adică sunt lucruri uh, care uh, sunt recomandate, cu siguranță sunt unele sunt highly recommended, uh, dar e foarte, foarte important să facem un program care este aliniat cu nevoile fondatorilor, să-i ajutăm să, să, să simtă că este valoros pentru ei. Altfel, if we just jump through hoops și asta se numește că facem treabă, nu, nu e asta ce ne trebuie. Uh, știu că pare o întrebare simplistă, dar voiam să, să te întreb pentru că Spotlight e deja o, o competiție de tradiție, un program de tradiție. Ați anunțat și Orange, care este cumva uh, programul pe termen lung pentru, uh -huh. pentru, pentru, pentru startup-uri. Um, cât de, de ușor a devenit practic să, să atrageți um, toți stake pe importanți de care are nevoie ecosistemul și un startup, de investitori, mentori, pentru că mi se pare că în momentul ăsta s-a creionat cumva un, un pur foarte important la care puteți avea acces. Știi cum e, Vlad? Dacă faci același lucru timp de 10 ani, la un moment dat începe să devină mai ușor. Cam, cam așa este și cu programele astea noastre. Spotle l-am început în 2011. Suntem la 10 -a ediție anul ăsta. Uite, nici n am, am și uitat să numărăm. Într-adevăr, avem, avem uh, norocul de a avea, în primul rând, încrederea founderilor că ceea ce facem este ceva util și uh, își, pun, își pun timpul în mâinile noastre. Uh, pe de altă parte, datorită timpului pe care l-am petrecut în uh, uh, creionând și îmbunătățind pas cu pas toate programele astea, că n-au fost neapărat de, știi, perfecte de la început, da. au fost multe lucruri de corectat. Uh, am, am reușit în timp să, să atragem toți stakeholderii importanți din, din industrie și uh, ne, ne bucurăm de încrederea lor și sperăm să, să rămână așa și pe termen, uh, pe termen lung. Uh, Uitându-ne puțin în, în, în spate uh, și ce mai apropiat, putem să ne uităm la 2020. Uh, care sunt acele startup-uri care? Au avut niște rezultate interesante după ce au trecut prin, prin Startup Spotlight atunci, prin Spotlight cum se numește acum Ce perspective au avut Au avut ieri? Sunt multe care au ridicat runde ulterioare de investiție, care au crescut numărul de clienți O să menționez câteva, dar mă tem că nu o să fiu fair Uh, deci, cred că câteva din cele mai interesante ar fi uh, Card Lupte, care, care menționam, care a fost câștigătorul de anul trecut și uh, care, din câte știu, le merge foarte bine. Uh, din final, uh, mai țin minte că, de exemplu, Meter, uh, Sanopas uh, au avut uh, uh, niște ani foarte buni. Uh, acum nu pot eu să spun mai mult decât ar Putea să spună founderii, dar uh, sunt unele dintre numele care mi, de care mi-aduc aminte foarte, uh, foarte clar. Uh, cred că ne a ridicat o rundă de investiții după uh, finala de anul trecut, deci astea fiind 4 din 8, uh, ceea ce e un procent destul de bun. Uh, iar apoi, dacă ne gândim la, la anii anteriori. Uh, Câștigătorul ultimei ediții în format fizic a fost uh, uh, Machinations, care iarăși au avut un an foarte bun. Uh, Neurolabs, care au câștigat uh, anul acesta, uh, nu, an, finalul anului trecut au câștigat uh, competiția UiPath uh, Automation Awards, uh, apoi uh, cei de la uh, Solidify care au fost în competiția din 2020 și care au ridicat o rundă semnificativă de investiții. Multă lume bună, din, din fericire. Um, știi că, aici când am mai discutat, am mai, am mai pus întrebarea asta, pentru că pare par că se întâmplă lucruri în, în ecosistem, se tot pun bucățele, cărămizi, se construiește. Uh, Uitându-te acum pe uh, ce va fi Spotlight în, în 2021, obiectivele voastre uh, Ce -ar mai fi nevoie? Ce ați mai avea nevoie? Cum v pe să arate Spotlight, nu anul ăsta, dar anul viitor? Uh, e greu de spus înainte de ediția de anul ăsta Avem un mindset din ăsta destul de iterativ uh, Care ne uităm uh, cu foarte, foarte multă atenție la ce probleme am avut într-un an și încercăm să le adresăm, să le rezolvăm, în primul rând, pe alea. Însă, ce ne dorim pe termen lung de la, de la Spotlight este să fie în continuare principala destinație pentru founderi care sunt, în bună măsură, nu doar la început de drum, dar și la început de carieră. Adică founderii de la Spotlight sunt în general oameni care au 5-10 ani de lucru în firme sau într-un alt startup care e șuat și acum fac ceva care este mult mai promițător și ăsta este locul perfect pentru ei pentru a se conecta cu toți playerii relevanți din industrie bazat în primul rând pe nevoile și prioritățile lor. Uh, asta este viziunea pe termen lung și asta ne dorim să facem în continuare. Um, în momentul. Cât, câte state apoi au aplicat anul trecut? Nu au fost mai știu să -s. Da, au cred fost că... câteva sute. Da. Um, Aici, scuze, -mă, vreau să zic o chestie. Avem o problemă cu treaba asta cu aplicatul. Deci, am, am un amic în, în Iași care are un startup foarte mișto și l-am întrebat, zic, băi, dar tu te-ai aplicat la Spotlight, de ce ne-ai aplicat? Și mi-a zis, băie, competiția atât de mare, nu mă primiți. Aș să zic că, indiferent de cât de mare e competiția, e deschisă pentru, toată lumea și ne-am bucurat să avem cât mai multe aplicări. Și poate nu se întâmplă nimic la spotlight, dar știm unii de alții și se întâmplă altceva mai târziu. Deci ăsta ar fi un lucru, un lucru foarte pozitiv. Să, să, nu, să nu lumea să ne vădă impresia că e o chestie în asta, așa un fel de uh, redută în care este imposibil să intri. Uh, este o competiție cu, știu, eu, toată evaluarea subiectivă de rigoare, că asta e, n-ai cum să scapi de ea, uh, dar e o competiție care e deschisă pentru toată lumea și ne-am ne bucurat să se aplice cât mai mulți founderi. Avem niște sute de aplicări, hai să fie mii, dacă se poate. Uh, apropo de, apropo pentru, pentru oamenii de tipul acesta, care sunt uh, criteriile pe care le urmăriți în momentul în care selectați? Uh, și știu, chiar dacă pare mult pe hârtie, 40 de state dar dacă ai sute de aplicări care nu sunt numai din România? un proces care durează zile uh, da. și o echipă întreagă de, de jurați uh, e o chestie complexă. Uh, lucrurile la care te uiți sunt, în principiu... Uh, calitatea echipei, dimensiunea pieței și orice uh, data points de product market fit. Uh, adică Spotlight este e un, e un, e un program care e ideal să te prindă într-un moment în care you have some, some market data uh, pentru că stai de vorbă foarte mult cu, cu investor, stai de vorbă cu oameni care vor să știe dacă We can, we can do something in the near future or not. Um, cam, cam astea sunt uh, elementele cheie. Okay. Acum, în funcție de startup, ele sunt prezentate, individualizate diferit. Știi, poți să ai uh, proiecte pilot uh, dacă ești în zona de enterprise sau poți să ai niște user care nu-ți plătesc nimic dacă ești în zona de B2C. Deci, o, o gamă largă de uh, posibile data points pentru, pentru product market fit. Știu că vorbim despre Spotlight acum, dar voiam să te întreb și despre Launch.ro, pentru că am discutat în momentul în care abia se lansase. Ce ați, ce ați văzut voi din acel program, în care practic ați încercat să, să duceți tot ce ați învățat într-un program pe termen lung, care să aibă continuitate pe tot anul? A fost și este în continuare o experiență foarte, foarte mișto lungi. Am comunicat mai puțin despre el pentru că am fost foarte implicați în the, the belly of the beast, să facem partea internă flawless și funcționează foarte bine în momentul ăsta. Cred că ni principi... s-au confirmat niște lucruri Uh, și ni s-au infirmat alte lucruri. Care? Uh, cred că principalele lucruri care ni s-au uh, uh, confirmat sunt uh, nevoia asta a founderilor. E, e un, e un disconect major între felul în care oamenii își înțeleg business-ul și cum îl leagă de produs. Uh, adică, uh, toată zona asta de, de metrics across the board și cum prioritizez chestiile în produs în funcție de business și uh, viceversa, uh, era, era pare, pare a fi o nebuloasă pe care încercăm, pe care am reușit să o, să o rezolvăm. Uh, un lucru care ni s-a infirmat este că lucrurile astea, lucrurile astea nu erau cunoscute nici de oameni care ne așteptam să le cunoască. Uh, adică, noi am pornit launch cu o idee despre o tipologie de founder care este really in his 20s and he's like. încearcă să-și să dea seama ce se întâmplă, dar uh, sunt uh, mult mai mulți founderi care pot să beneficieze de treaba asta. Și. Cred că deja am trecut niște zeci de startup-uri, nu pot să spun acum câte, dar am trecut niște zeci de startup-uri prin perioada de inducție și beneficiază de toate lucrurile din, din launch uh, și avem un pipeline plin și pentru următoarele luni. Uh, e, este mișto de tot. Urmează să scoate mai mult în față lucrurile pe care le facem acolo deja. Putem să spunem aici, aici e. e uh... Un, un gând, dar mă puteți să spune că faptul că uh, a, venit pandemia, a trebuit să uh, puneți pe hoid, how to web, a fost in the end un lucru pozitiv pentru voi, pentru că v-a făcut să vă uitați un pic în alte părți? L-am făcut noi să fie un lucru pozitiv, dar credem că pozitiv nu -a. a fost. Da, <laughs> da știu. Uh, a fost extraordinar de, de multă muncă și na, are o echipă super dedicată și care în multe dăți a pus interesul firmei deasupra interesului personal și așa am reușit să trecem prin perioada asta foarte, foarte bine. Um, o ultimă, întrebare, mai mult logistică, uh, e spot anul acesta e tot online, 100%, ca și am trecut, sau veți să aveți un demo de fizic, cum, cum se va întâmpla? Mulțumesc de întrebarea asta, chiar este ceva ce uitați să menționez. Avem, deci programul este 100% online și vom avea un pitch de hibrid care se va întâmpla la final de noiembrie. Hibrid înseamnă că o să avem o sală cu oameni și o producție, dar că va fi în același timp transmis și online. Ha, am înțeles. Bogdan, mersi tare mult pentru, pentru discuție. Mult succes să, să, vină cât mai multe startup-uri interesante ca să aveți acolo multă treabă în, a, în a selecta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru invitație, Vlad. Mulțumesc și celor care s-au uitat. Nu uitați. Intrați pe startup.ro, vedeți acolo detalii despre, despre Spotlight și înscrieți-vă, chiar dacă este competiție mare până la urmă. Așa vedeți dacă sunteți pe drumul ce bun. O zi bună!